Mai energici în prima parte a zilei, ne relaxăm mai mult spre seară. Pentru berbeci vor multe, dar nu tot ceea ce își doresc este sănătos, merită sau uh, uh, poate fi obținut fără cheltuială prea multă. Răsfăț spre seară. Pentru tauri, energia e bine să fie menajată, de aceea își încarcă bateriile, sau ar fi bine să o facă. Spre seară, însă, se pot răsfăța un pic. Atenție la drumuri, însă, mai ales cele făcute după amiaza. Pentru gemeni, ziua poate aduce destul de multă agitație, mai ales cu prietenii, sau vești prea multe, sunt prea interesați de ce se întâmplă în afară. Din fericire, însă. Se recentrează spre seară. Pentru raci, în continuare, sunt preocupați ca lucrurile să meargă bine și toată lumea să urmeze programul, mai ales în familie sau în jurul lor. Pot fi un pic cam critici cu cei din jur, dar spre seară, alături de prieteni, lucrurile se liniștesc. Lei pot fi pe drum sau cu gândurile foarte departe și foarte împrăștiate în toate direcțiile și ei reușesc să-și încarce bateriile, mai ales dacă apelează la specialiști după amiază. Pentru fecioare, ziua poate aduce pentru ele, mai ales după amiază, relaxare, în special dacă reușesc să se desprindă de tot zbuciumul uh, zilelor trecute și poate le-ar prinde bine o excursie. Pentru balanțe. Uh, atmosfera poate fi un pic tensionată spre prânz, în special dacă au sentimentul că Cineva nu-și ține cuvântul față de ele, dar dacă sunt empatice, se pun în locul celuilalt, vor avea răspunsurile. Pentru scorpioni, muncesc, sunt destul de activi în prima parte a zilei, după amiază au mari așteptări de la partener, care le poate face surprize la final de zi. Pentru săgetători, vorbim de energie și inspirație și creativitate și libertate, dar după amiază trebuie să aibă mai multă grijă de sănătatea lor pentru că se risipesc și risipesc vitalitatea. Pentru Capricorni, bună concentrare pe parcursul zilei, preocupați mult de familie și de cămin, de copii sau de persoanele mai tinere din preajma lor, devin preocupați spre seară, sunt foarte sfătoși, dau multe recomandări. Pentru vărsători, Pot activa, mai ales până în jurul prânzului. După aceea, au nevoie să-și încarce bateriile și pot chiar să dispară din peisaj, preferând să petreacă timpul cu ei. Pentru pești, ziua poate aduce. Uh, simți practic, simt nevoia să facă tot felul de lucruri, uh, mai ales dacă -au rămas, a rămas ceva neterminat de zilele trecute și drumuri spre seară, vizite sau discuții, care nu toate sunt uh, constructive. O zi un pic mai specială. Trebuie să știm să ne adunăm energia, să ne preocupăm de noi și să avem grijă de sănătatea noastră. Numai bine ne vedem și mâine.